Mamă. Nu-i lăsa, bă, să omoară, nu-i lăsa, uite, pe colegul tău, care te-a mașina, mașina. Sunt imagini surprinse chiar în timpul încăierării. Polițiștii încearcă să restabilească ordinea și folosesc spray-urile din dotare. Unul dintre scandalagii se urcă la volanul mașinii și demarează în trombă. În goana lui se urcă peste o bicicletă, însă tot nu oprește. Mamă, mi-a rupt bicicleta. A fost oprit la aproximativ 40 de metri de un alt echipaj de poliție. Individul a fost testat cu alcool testul, iar rezultatul a fost pozitiv. Acesta avea o alcoolemie de 0,55 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauză, cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul postului de poliție Brazi, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului și sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe.